revenim la proful online cu exerciții de matematică la geometrie. Bă, dar nu-i bună ziua, că e seara, mă neam, mamă. Da. Bună seara. Da, da, Adi. Adi, s-am zis la telefon că s-a cunoscut lipsa ta, noi am mers foarte greu, dacă tu n-ai fost aici, noi am avea cine să spună că am revenit la proful online. Așadar, pornim la treabă, repede cu tema pentru a doua zi. Da? Tema pentru acasă. Tema pentru acasă. Clasa a șasea. Da? Clasa a șasea. Și 6, 7, 10, este 3 probleme? Da. 6, 7, 8, 9 și 10. Nu, 6, 7. Bai, 6, 7, 8, 9 și 10. Hai mă să le facem pe toată. De la 6 încolo. Nu putem să rea așa. Păi, este problema. Fie unghiul ascuțit, X, O, Y. Deci, fie unghiul ascuțit, X, O, Y. X, O, Y. Și N pe O, X. N. Un punct aici. Pe O, X. Iar M pe O, Y. Dar așa fel încât o N să fie cât o M. Deci o N să fie cât o M. Deci, în ipoteză, am unghiul X, O, Y. N aparține lui O, X. M aparține lui O, Y. Așa. Și mai am încă o precizare făcută, în ipoteză, că O, N e cât o M. O, N. Hai să zic aici tot de desubt. O, N. Congruent cu O, M. Construiți N, B perpendiculară pe O, X. Să construim. Deci construiți N, B, N, B, dreapta N, B, perpendiculară pe O, X. Și B spune că aparține lui Y. Deci N, B perpendiculară pe O, X. Iar B, U aparține lui O, Y. Și M, A perpendiculară, M, A perpendiculară pe O, Y. Bănuiesc de data asta? Cu precizarea că A aparține semidreptei O, X. Da? Aparține lui O, A aparține lui OX. Arătați că O e congruent cu OB. În concluzie, să arătăm că O e congruent cu OB. O e congruent cu OB. Și aici să facem demonstrație. Da. Deci zice așa problema. Să dă un unghi, să iau punctele N și M pe cele două laturi ale unghiului, am o N cât o M, deci o N este cât o M, și ni se spune să construim N, B perpendicular pe O, X. N, B perpendiculară pe O, X. Adică ar fi ideea cam așa. Am un punct pe o dreaptă, cum ar fi în cazul nostru, și să construim perpendiculara pe această dreaptă. Dar să o construim, adică să fie riguros construită. Adică cu echerul. Cu compasul. Asta înseamnă probleme construcții. Cu compasul trebuie să reușim.
Cum? Cine știe? Păi punem un vârf în... Deci are atâta. Asta e dreapta. Asta e dreapta și vreau să construiesc o perpendiculară pe dreapta în punctul său. Poftim. Punem vârful într-un capăt. Vârful compasului într-un capăt. Într-un capăt unde? În capăt al dreptei? Nu. Punct. Diferit de el. Diferit de el. Da. La întâmplare așa, da? Da. Bun. Luăm deschizătura compasului mai mare decât mijlocul său. Mai mare decât... Deci pui așa în vârful aici. Da. Deschizi compasul să-l depășească pe ele sau să... Să-l depășească. Să-l depășească pe ele, da? Da. Bun. Și trasăm... Un an pe cer. Da. Și luăm partea cealaltă, punem vârful compasului și mai... Unde îl punem? Tot pe punct. Nu la întâmplare. Tot la întâmplare zici și nu. De ce? Dacă îl pui la întâmplare, tot așa se depășească un pic? Da. Se depășească așa. Da. Așa. Cele două așa se întâlnesc într-un loc. Da. Și, în două locuri. Da. Da? Și aceasta care trece pe acolo, trece și, care le unește, trece și prin punctul meu. Da. E o idee deșteaptă. Deci atenție ce mi-a spus, că îmi place chestia asta. Deci el spune așa. Fixează într-un punct la întâmplare și descrie un arc de cerc. Ca și cum ar face parte într-un cerc. Ca și cum ar desena un cerc. Deci el are ideea așa. Desenează cercul ăsta. Și acum mai cu centru aici. În punctul ăsta care îl... Da? Și acum mai desenează un alt cerc. Da? Un alt cerc. Mai mare. Nu de aceeași rază mi-ai spus tu, nu? Un pic mai mare. Da. Și desenându-l un pic mai mare, cele două se întâlnesc într-un punct, în două puncte, da? Și atunci, unindu-le, întrebarea este, dar trece sigur, sigur prin mâna? Aici n-am eu argument serios. Vezi? Păi dacă... Am dus încolo, dacă nu-i mai încoace. Știe, trece pe acolo prin mâna? Nu m-am legat de mine deloc deocamdată, decât am să-l depășesc. Nu crezi că se suferă un pic? Că n-am un argument temeinic ca să spun că trece neapărat prin mine. Ai jumătate din idei bune, deșteaptă. Este ce aș face eu. Cine dintre voi? Miruna, Anca? Nu. Numai cu compasul. Da. Punem un nă, nu? Desenăm un cerc cu vârful în nă. Corect. De fapt, un alt de cerc. Aici, în partea asta, am pun alt de cerc. Și luăm lungimea aceea, nu? Raza. Ei, și am găsit cele două puncte, nu la întâmplare. Exact. Îmi trebuie să fie egale. Să fie raza. Știi? Exact. Și acum, mă duc acum cu vârful aici și descriu altul de cerc. Corect. Mă duc cu vârful în partea și am descriu altul de cerc. Și atunci... Sigur, trece prin mine, da? Asta era lucrul important. Altfel, dacă nu sunt centrate, deci cele două puncte, dacă sunt la întâmplare, nu-i treaba bună, pentru că nu trece prin mine. Așadar, ideea e bună. O singură slăbiciune am avut, aceea că punctul meu fiind aici, venim cu vârful compasului, vă rog toată lumea să facă asta, cu vârful compasului ați desenat așa, deci cu vârful compasului desenăm un cerc, dar de fapt nu ne interesează decât să localizăm cele două puncte, stânga-dreapta. Aici e un punct, să notăm cu M1 și aici M2. Cu vârful în M1, cu vârful în M1 descriem un arc de cerc care să depășească pe N. Cu aceeași deschizătură, vii în partea cealaltă, descrii un alt de cerc ca să sigur îl depășește. Cele două se întâlnesc în două puncte,
A și B și unindu-le trece prin ele și aceasta e perpendiculară. Da? Perpendiculara comun. Asta, așa construim perpendiculara pe un punct al său. Cum am discutat mai devreme, se face și în exact așa. Și vom construi perpendiculara pe OX în punctul N, adică aici și câte grade? 90 de grade. Care o va tăia pe OY într-un punct, mi-a spus aici, într-un punct B, parcă, nu? Da. B aparține OY. Ăsta e punctul B. Analog facem și cu perpendicularea construită pe OY în M, care o va tăia pe OY într-un punct A, parcă, nu? A, care aparține lui X. În felul ăsta am găsit punctul A, punctul B și noi trebuie să arătăm că O A e cât O B. Asta ar fi problema noastră. Deci, încă o dată, am spus cum, am vă arătat acolo cum se construiește o perpendiculară într-un punct de pe o dreaptă. Și am schițat-o. Ia perpendiculara asta taie pe OY în B, iar cealaltă perpendiculară taie pe OX în A. Să arătăm că OA este cât o B. Asta ar fi problema asta. E, hai să vedem cum. Ați înțeles, da? Avem că ON e congruent cu OM și nu degeaba, e un lucru important, că avem o N e cât o M. Și aici e 90 de grade. Ia să vedem, Adi. Deci ne cadrăm în două triunghiuri. La care triunghiul să ne oprim? Păi să zicem triunghiul O, N, B și O, M, A. Foarte bine. O, M, B și O, M, M. Da. Da? O, M, A. Da. Da. Că nu este aici, Adi, da? Da. Bun. Deci fie triunghiurile, minunat, fie triunghiurile care? O să fie triunghiurile O, M, N. O. Nu O, M, N. A zis altceva. O, M, A. O, M, A. Și O, M, M. Da? O, M, O, M, B. Bine, Adi? O, M, B. Da. Și O, M, și O, M, A. Despre cele două triunghiuri, spunem că au. Ce au cele două triunghiuri? O, M, congruente. Așa. O, M, congruent cu O, M, din. De unde? Din ipoteză. E de așa dată în ipoteză, o M cât o M. Ce mai știm despre cele două triunghiuri? Conghiul N e congruent cu unghiul de orice dintre ele. O, M. O, N, M. O, O, N, B. O, N, B și O, M, A, deoarece au 90 grade. Sigur că te-am construit noi. Din ipoteză. Deci, unghiul O, N, B. O, N, B. Congruent cu unghiul O, M, A. O, M, A. Din ipoteză. Și, în paranteză, spune 90 de grade. Egal chiar cu 90 de grade. Altfel, mai corect, ar trebui să spun măsura unghiului ăsta. Egal cu măsura ăsta și egal cu 90 de grade. Da. Deci, dacă spunem măsura, măsura, facem așa. Ștergi liniuța aici măsura și egal în continuare după ce am zis măsura lui unghiul, este egal cu 90 de grade, așa e corect. Da? Altfel, dacă zic congruent și egal cu 90 de grade, nu prea cu bine să scriu așa matematic. Și ce mai au cele două triunghiuri? A, O, M cu N, O, B. A, A, O, M cu N, O, B. Sigur că da, unghiul ăsta comun. Unghiul X, O, Y. X într-un altul și în alt, da? Da. Deci mai au, să adăugăm.
că unghiul M, O, nu, cum am zis noi acolo? A-O-M, congruent cu unghiul, B-O-M. Comun, comun, adică este centrul între unghi și în celălalt. Și acum în ce caz de congruență suntem? Latura unghii. Suntem latură, unghi, unghi. Da. Adică unghi, latură, unghi, mai bine să zicem. Da. Da? Unghi, latură, unghi. Uh-huh. Latura, unghiul de la capete. Da. Unul de 90 și altul e ăla comun. Uh-huh. Deci suntem în cazul de congruență. Cum ai spus voi? Latură, unghi, latură, unghi, unghi, latură, unghi. Și în cazul ăsta, triunghiurile sunt congruente, care le-am discutat, deci triunghiurile, poate, OMB, triunghiul OMB congruent cu triunghiul OMA. Și dacă sunt congruente, toate celelalte elemente sunt congruente două câte două. Da. Adică OA e congruent cu OB. OA congruent cu OB. Ceea ce trebuie să demonstrăm. Sigur că da. OA congruent cu OB. NB congruent cu MA. NB. NB. Da, asta cu MA. Corect, corect. NB congruent cu MA. Și MA-ul unghi ascuțit din care nu luat în discuții, adică e vorba unghiul din A de aici, îl citim printre litere, O, A, M, unghiul O, A, M. Noi scrim totdeauna așa, nu? Da. O, A, O, A, M, A, M, cu O, O, B, N. Cu O, B, N. O, B, N. Și cu asta am terminat problema. Deși noi am avut numai atâta O, A, congruent cu O, B, am făcut mai mult, am discutat și mai multe lucruri. Bine, v-ați prins. Deci toată povestea a fost asta. Să prindem două triunghiuri în care să intre OA și OB și să putem dovedi că sunt congruente din toată informația care o avem, din ipoteză. Și am reușit când am plasat în cazul de congruență Miruna unghi la altor unghi și totul a fost excelent. Bravo! Bine. Mergem la altă problemă. Problema 7. Să urmărim ca să se înregistreze, să nu trec mai mult cele din lucru, da? Am dat drumul acum? Da. Da, e punctul roșu. 18 da. Minute. Așa, bine. Să avem grijă ca să ne cadă. Să facem o lecție de 50 de minute, da? Da? Să vedem la problema următoare. Ce avem? Care e anunțul și ce trebuie să faci. La pagina care am... 125. Deci așa. Fie O, mijlocul unui segment AB. Deci, un segment AB, am să scriu aici când să mai... un segment AB. Și O, mijlocul său. Fie O, mijlocul unui segment. AB. Și M nu aparține la AB. Și un punct M care nu se află pe AB. Adică este în exterior. M, l am pus și eu așa la întâmplare. Așa încât M, A, cât M, B. Nu la întâmplare, bă, Ioan. Deci nu la întâmplare. Să fie M, A, cât M, B. Adică undeva pe mijloc. Adică pe asta, nu? Ca și cum ar zica o perpendiculară. Așa, și oriunde aș lua acum pe M, e deștept, nu? Ca poziție. Aici. M, M, A, să fie cât M, B. Bun, deci nu la întâmplare. Demonstrați că M, O, e perpendiculară pe AB.
Să arătăm că aici e de 90 de grade. Știm că o e la mijloc, asta e cât asta, da? Da. Asta două le-am luat noi egale, de ipoteză. Și trebuie să arătăm că MO pică perpendicular. Scrim ipoteza. În ipoteză, ce am? Se dă O aparține segmentului AB, dar nu oricum, la mijloc. Așa încât AO congruent cu OB. AO congruent cu OB. Ce mai am în problemă? Că M nu aparține lui AB, adică este în exterior, dar neapărat avem precizat că AM congruent cu MB. AM congruent cu MB. Concluzie. Ni se cere să arătăm în concluzie că MO perpendiculară pe AB. Asta e problema noastră. Să vedem. Adică AOM are 90 grade. Unghiul AOM are 90 grade și unghiul MOB are 90 grade. Asta nu se da. Deci dacă arătăm că ăsta e 90 grade și ăsta vecinul tot 90 grade, nu dată problemă. Să luăm unghiuri și unghiurile alea să fie congruente. Triunghiurile, dacă triunghiurile lor și sunt congruente și dacă cumva arăți că ăsta e cât ăsta, atunci problema e rezolvată, că astea sunt două unghiuri adiacente. Da? Și dacă împreună fac 180 de grade și ele sunt congruente, 180 împărțit la 2 este 90 și am făcut treaba. Păi fie triunghiurile. Care triunghiurile? MAO. MAO. Și MBO. Și MBO. Deci fie triunghiurile spre comparație. Fie demonstrație, da? Fie triunghiurile MAO, MAO și MOB și MOB. Despre ele, încep să spun ce am, ce element am. AO cu OB din ipoteză. Cât? AO cu OB. AO parte din empirona. AO, vorbește tu fundul. AO este congruent cu OB din ipoteză. Da. AM congruent cu MB din ipoteză. AM congruent. MB din ipoteză. Da. Și unghiul AOM e congruent cu unghiul MOB. Unghiul AOM. Nu știu. Adică asta trebuie să iese. MO la trupul. Corect. Latură comună. Și cazul așa cum îți remarcă mama. Latură la trupul. Cazul mai rar folosit. Dar iată-l că acum tu ai avut baftă. Latură. Și rezultă, conform acest caz, aceste care congruențe, că triunghiul luate în discuție sunt congruente. Deci triunghiul MAO congruent cu triunghiul MOB. Și triunghiurile fiind congruente, toate elementele, adică unghiurile, vor fi congruente două câte două. Unghiul MAO e congruent cu unghiul MOB. M. Deci rezultă de M. MAO. Da. MAO cu MBO, da? Congruent cu MBO. Din ce motiv? De ce l-ai ales tu pe ăsta cu ăsta? De ce nu l-ai ales pe MAO cu OMB? Cu ăsta de aici. Pentru că unghiurile de la triunghiul isosceles sunt congruente. Dar nu știu că isosceles. Pentru că știm că MO trebuie să fie congruent cu OMB. Tu ai atât. Eu te insist. Tu ai că triunghiul ăsta e congruent cu ăsta.
Când alegi unghiurile acum, ce criteriu ai tu de a spune că unghiul de aici neapărat cu ăsta de aici și nu cu ăla? Păi, domn profesor, dacă e mai congruent cu EMB, nu înseamnă că e social? Da. Păi atunci unghiurile de la bază am unghiuri social și congruent? Păi, hai să și dovedim în plus. Să arătăm acum, avem o ocazie. De ce? De ce unghiuri la baza unui triunghi social sunt congruente? Pentru că... Unghiul M-A-O, e un acum spre latura? M-A-O, care-i comună? Da. Care-i comună? Asta e motivul, da? Deci în triunghiuri congruente, la laturi congruente se uită unghiuri congruente. Cum eu X într-un triunghi și altul, se privește dintr-o parte unghiul din A și altul din B. Și atunci, clar că unghiurile sunt congruente. Asta e motivul, da? Hai să scrim. M-A-O cu M-B-O se uită spre aceeași latură, hai să ziceți voi în cuvinte, da? Privesc cele două unghiuri spre latura M-O. Latura comună M-O. Privesc cele două unghiuri, nu? Spre latura comună M-O. Și ăsta e motivul foarte clar, ca să nu mai greșim vreodată. Știm sigur, între unghiuri congruente, la laturi congruente se opun unghiuri congruente și invers. La unghiuri congruente se opun laturi congruente. Și acum, mai am unghiul ăsta de aici cât ăsta. Da? Că ăsta se uită spre EMA da. Și celălalt din partea asta se uită spre EMB. Și cum EMA egal cât EMB, unghiul sunt congruente. Asta e motivul, da? Deci să zicem și noi. Unghiul EMOA, EMOA, congruent cu unghiul EMOB, da? EMOB. Și egal cu 180 grade. Nu, sunt congruente deocamdată, da? Însă suma lor de resupt M-O-A, măsura lui M-O-A plus măsura lui M-O-B fac 180 grade. A suma măsură fac 180 grade, că este un unghi alungit acolo. Da. Și cum avem că MOA e egal cu MOB, atunci e 180 pătrate. 180 pătrate egal cu 90, adică MOA e perpendicular. Deci rezultă de aici că măsura lui MOA e egal cu măsura lui MOB și egal cu 90 grade. 180 pătrate la 2, e clar, am rezolvat problema. Și dacă unghiurile sunt de 90 grade, înseamnă că MO este perpendiculară pe AB. Pe AB. MO este perpendiculară pe AB. Robert, nu știu dacă ai denunțat-o pe mama, cu tata, se pot uita la televizor, pe prof online și pot vedea lecția noastră. Asta e marea surpriză. Deci lecția acum este în direct, nu? Acest lucru este foarte important. Și la fel, Adi, dacă mama știe acum, da. Stă-ți, uite-ți, vadă dacă tu ești activ. De-aia ești activ, că te-o instruit acasă, că te-o... Bravo! Mă bucur mult! Iată eficiența lecției supravegheată de părinți. Știți, este spectaculos ce sunt produse, dar suntem în primii pași. Oamenii că... Păi că nu poate să vină de acolo. Sigur că da. Te urmărește. Da. Deci, asta e nemaipomenit. Sper să prindă cât mai repede ideea și cei care au urechi de auzit să audă și să putem porni la treabă cu toate pânzile sus, cum să spun. Problema numărul 8. Da. Să vedem ce ne spune problema numărul 8. Citește tu din luna ca să rar, știi cum cer eu? Când eu șterg tabla, tu o citești rar ca să înțeleg. Pe bisectoarea OZ a unghiului ascuțit XOY. Deci, să fac un unghi ascuțit, da? Da. Hai să fac un unghi ascuțit. Deci, un unghi ascuțit, X, O, Y, să vă da, X, O, Y. Și să duc bisectoare, ai spus, nu? Pe bisectoarea OZ a unghiului ascuțit X, O, Y, da? Da. OZ, bisectoarea OZ. Ce face bisectoarea? Împarte unghiul în două. Exact. Deci, unghiul ăsta... Și cu asta, astea da. Două unghiuri, 1 da. Și 2 sunt congruente. Alegem un punct M. Alegem un punct M la întâmplare, nu spun ceva. Da, oriunde, dar întrucât să fie
alegem un punct M din care coborâm perpendicular pe laturile unghiului MA. Coborâm perpendiculare. Da. Deci alegem un punct M și din M cobor o perpendiculară. Deci, aici. Și din M. Și dus și pe cealaltă, nu? Coborâm perpendicular pe laturile unghiului MA, perpendicular, cu OX. MA, au pe OX, adică da. MA perpendicular pe OX. Și MB. MA perpendicular pe OX. Și MB, cred că perpendicular pe OY. Da. Iar mai spune că MB e perpendicular pe OY. Și ne spune că B aparține lui OY. Da. Și apoi demonstrați că MA e congruent cu MB. MA se arată că e MB. Hai să descriem și noi ipoteza. Încă o dată în ipoteză. Sper că am înțeles problema. Da. Se dă unghiul X, O, Y. Da? Fie un unghi. X, O, Y. OZ bisectoare. Bisectoarea cărui unghi? Al unghiului X, O, Y. Deci bisectoarea unghiului respectiv. IM este un punct care aparține lui pe bisectoare, pe OZ. Așa. Ce mai avem? Că MA e perpendicular. MA perpendicular pe OX. MB e perpendicular pe OY. Să spunem că A aparține lui OX. Virgula, A aparține lui OX. Pe semidreapta asta. Și că B aparține lui OY. Cam asta este ipoteza. În concluzie, îi se cere să arătăm că MA congruent cu MB. Păi, luăm două lucruri despre care demonstrăm că sunt congruente. Și putem două triunghi. Putem să luăm pe BOM și MOA. BOM și MOA. Uh-huh. Care au pe BM, un triunghi are pe BM și celălalt are pe MA, da? Da. Și atunci ne place ideea că o să reușim, să vedem. Deci fie triunghiul de demonstrație. Fie, vorbește Adi, fie triunghiul. Fie triunghiurile, ăsta e MOA și triunghiul BOM. Despre care poți să spui că au. Păi... Acolo. Păi dacă... Să zicem OM latură comună. Bun. OM latură comună. OM, da? Da. Segmentul OM latură comună. Avem o subisectoare, ce înseamnă că OBM e... Avem o sub... Nu. BOM. Da, BOM e congruent cu MOA. De acord, da? Da. Unghiul BOM. BOM. Congruent cu... M-O-A. Din ipoteză, motivăm de unde vine asta. Și atunci, dacă sunt congruente B-O-M cu M-O-A, înseamnă că și B-O e congruent cu A-O. B-O congruent cu A-O. N-am niciun motiv. Deocamdată am numai două elemente aici. Am pe O-M comună. Ah, gata, știu. O mă nu congruim cu O2, deoareci O zi... Am zis, asta am zis, dar... O zis. Avem, uite acolo. Avem... B-O-M. O-B-M. Avem O-B-M cu O-A-M. O-B-M, excelent. O-B-M cu O-A-M, pentru că am zis perpendicular, din ipoteză. Deci O-B-M, O-B-M, unghi O-B-M, congruim cu unghiul O-A-M, și în paranteză, 90 de grade, da? Ca să se dezvolte, dar trebuia să scriu măsura. Ăsta e egal cu măsura celorlalți și egal cu 90 de grade, da? Din ipoteză. Să precizăm. Ipe. Și atunci, exact. Din cazul unghi, latură, unghi. Suntem în cazul unghi, latură, unghi, da? Conform lui P
U, L, U. Triunghiuri luate în discuție. M, O, A și B, O. Triunghiul M, O, A. Congruent cu triunghiul B, O, M. Și dacă sunt congruente, rezultă M, A congruent cu M, B. M, A congruent cu M, B. Ce ai să mă auzit de văzut? M, B. Hai să le spunem pe toate. O, A cu M, O. O, A cu cu M, O. Nu, o. Cu B, O. Cu B, O. O, A cu O, B. O, A congruent cu O, B. O, B. Așa. Și un unghi. Și un unghi. Nu mai rămas un unghi. O, M, A cu O, B, M. O, M, A cu O, M, B. O, da? O, B, M. O, M. O, M. O, M, A cu O, B, M. O, O, B. O, M, A, adică ăsta de aici, da. Mâna. Da, cu O, ăsta cu vecinul sau așa. O, A, B, B. O, M, B. Cu O, M, B. Cu asta, ce am avut noi, M, A, cu M, B, este rezolvat, dar noi am adăugat și toate celelalte elemente. Vrem să învățăm foarte bine ce înseamnă toate elementele sunt congruente două câte două. 36. Da? Bun. 9. 9. Citesc? Da. Citește că, ca să înțelegem cât știu etapa, da? Fie punctele O, A, B, C, D, în aceeași semiplan. O, A și C, astfel bisectoarea O, A. Îi las-o mai mult ușor. Deci fie. Fie punctele O, A, B, C, D, în aceeași semiplan. În aceeași semiplan. Dar dacă vorbești în semiplan, înseamnă că s-o dreaptă. Da. Dar nu zice că-s colinele, nimică. Nu, sunt de o parte a dreptei cele. Adică vreau să înțelegeți așa. Asta e o dreaptă și împarte planul în două, o parte deasupra, alta de desub, și ăla, punctele cele sunt în aceeași semiplan. Adică de o parte a unei drepte, dar trebuie să-mi dai dreapta, că deci semiplan nu mă mulțumește. O semiplan, O, A și C, astfel încât O, A să fie perpendiculară pe O, C. Citeți mai rar, că tot n-am înțeles nimic. Zi. Deci, fie punctele O, A, B, C, D în aceeași O, A, B, C, D aparțin, sunt în același semiplan, adică o, sunt de aceeași parte a unei drepte. Dar care-i dreapta? Nu mi-e clar. Și mai zice că O, A, virgulă, C, astfel încât O, O, A. Dar e bisectoare, cum ar fi, O, A. O, A e bisectoarea cui? Nu zice, păi zice doar că e un nou. Deci hai să citesc și eu. Semidreapta, semidreapta, O, A, ce? Păi semidreapta OA. Semidreapta OA. Păi, da. Dar citește Miruna cum știi, pentru că vezi că nu înțeleg nimic. Eu nu înțeleg nimic. E semidreapta aia, mamă. Deci când zici așa aici, semidreapta înseamnă că se pleacă din nou și se duce și pe punctul C. Deci OA. Și punctul C. Și CO. Astfel încât OA să fie perpendicular pe OC. OA perpendicular pe OC. Deci CO este așa, fel încât OA așa încât O, A, perpendicular pe O, C, da? O, A, perpendicular pe O, C. Punctul B aparține interiorului unghiului A, O, C. B aparține interiorului unghiului A, O, C. A, O, C. Așa. O, M. O, M. Bisectoarea unghiului. O, M, cu un O pus așa, nu? Așa, semidreapta OM, bisectoarea unghiului A, O, B. Bisectoarea unghiului A, O, B. OM, semidreapta OM. OM. Perpendiculară pe semidreapta OM. Deci OM, perpendiculară pe OM. Așa, da? Și OM, bisectoarea unghiului. Iar OM, bisectoarea unghiului, ce o de? E C-O-D. Asta... Concluzie. Asta a fost ipoteza. Da?
Impotență. Arătați că unghiul AOB AOB congruent cu unghiul COD. Congruent cu CO la COD, da? Da. Asta la A și la B. Amin. Sunt două întrebări. Două. Și la B. Semidreapta OB. Semidreapta OB. Perpendiculară de semidreapta OD. E OD. Așa am înțeles câte ceva, dar acum urmează să facem figura. Deci, OABCD în aceeași parte. OA, OA, să luăm și mai așa. OA. Iar OC e perpendicular pe OA. Adică în O ridic o perpendiculară. Dar CU să fie, CU poate să fie și în partea asta, poate să fie și în partea cealaltă. Dacă ne hotărâm să fie în partea asta, că văd că e în aceeași zonă cu O, cu A și cu C. Da? Nu e în alt semn de plan. Și dacă noi ne hotărâm să ne ducem tot în partea aceea, nu mai e C. Deci avem că CU e perpendicular pe OA. CO perpendicular pe OA. B interiorului da? B aparține interiorului unghiului AOC. Adică B-ul trebuie să-l găsesc pe aici undeva. Ăsta e interiorul unghiului, da? Uh-huh. Bun. În OE bisectoarea lui AOB. AOB? Deci B aparține, B este un punct la întâmplare, văd. Așa. Luăm un punct B. Iată mai aici. O e în bisectoarea lui AOB. AOB. Deci ducem OB. O ducem pe OB. Și luăm acum OE bisectoarea. Adică având unghiul AOB, ducem bisectoarea. Ce face bisectoarea? Împarte unghiul în două părți egale. Da? În două unghiuri procurente. O, cât aici? O, M. Luăm un M pe aceasta. Pe aceasta bisectoare. O, M e bisectoare. Deci unghiul ăsta e cât ăsta? 1 cu 2. O, M e perpendiculară pe O, N. Adică în M ridic o perpendiculară pe O, M. Deci așa, adică o perpendiculară în punctul O pe O, M, adică o perpendiculară, deci aici unghiul să fie de 90 de grade, O, M perpendiculară pe O, N. Eu pot duce și în partea asta N și în partea cealaltă. Dar acum să vedem ce mai am mai departe? O, M, perpendicular pe O, N. O, N e bisectoarea lui COD. O, N e bisectoarea lui COD. Ia să vedem ce unde are. C, O, D. D în același semiplan cu A, B, C. Deci D pe aici. Din la întâmplare, un punct D, încât O, N, care e pe perpendiculară. Deci, hai să zicem că am luat punctul pe aici, D-ul. Și zice că O, M, perpendiculară pe O, N, unde O, N, e bisectoarea C, O, D. C, O, D. Iată așa. Bisectoarea A, să ducem mai sus. În toată povestea asta a mea, n-am fost inspirat, nu mi-am dat seama că O, D ar trebui să duc bisectoarea lui C, O, D, lui C, O, D, adică asta, se întâlnește cu perpendiculara și obțin punctul N acolo, pe perete. În condițiile astea, ce trebuie să fac, credeți? Trebuie să reiau figura și să mut totul în semiplanul de jos. Asta e.
Dar voi puteți continua acolo, că aveți șansă, dar eu n-am șansă aici pe nici. Nici tu n-ai șansă. Deci, hai să iau din nou. Oa, te-ai pentrat pe orice. Ce o leu aici acum, da? Oa, te-ai pentrat pe orice. A orice, bisectoarea unghiului B aparține interiorului A orice. B să leu pe aici undeva. Om, bisectoarea lui A, O, B. A, O, B. Unghiul A, O, B. Bisectoarea unghiului A, O, B. Asta este. Împarte unghiul în două unghiuri congruente. Unghiul ăsta este ăsta. Deci, O, M. Un punct M pe aici. Bisectoarea lui AOB duce în punctul M o perpendiculară. O M pe un adică aici 90 de grade. N e pe aici undeva. Să vedem cum apare. Ce o D? Dar D ce că e în același semiplan cu ăsta. Deci D e pe aici undeva. Da? Să zicem Z. Bisectoarea lui ce o D? Ce o D? Ăsta e unghiul și bisectoarea lui ce o D? Se întâlnește cu perpendiculara în punctul N. Iată că am obținut și eu. Era că pe ce să nu mai pot să obține. Dar mișcam un pic asta și merg și acolo în urmă. Deci, observăm că M O M perpendicular pe O N. Om. Păi la mine nu e așa, nu? Deci, om e bisectoarea lui AOB. Aici e bine până aici, nu? O M lui AOB. Am dus-o bine. Om e perpendiculară pe o N. Dar N ăsta unde este? Greșeală, că nu mi-a dacă duceam prima oară un cod și apoi... Mai citesc o dată? Ia să vedem, mai rar. Fie punctele O, A, B, C și D în același semiplan. O, A, B, C, B, C și D. În același semiplan. Da, în același semiplan, aceeași parte. Aparține O, A. O, A, semidreapta O, A și punctul C. O, A și punctul C, da. Astfel încât O, A să fie perpendiculară pe O, C. Am dus bine. O, A perpendiculară pe O, C. B. Da? Punctul B aparține interiorul lui unghiului A, O, C. Deci B, O este un punct în A, O, C. În A, O, C. O, M. Semidreapta O, M. O, M. Bisectoarea unghiului A, O, B. Deci pe până la urmă la întâmplare, A, O, B, am văzut, se numește bisectoarea. Da. O, N, semidreapta O, N, perpendiculară pe semidreapta O, N. E, în O perpendiculară, deci nu în N. A zis O, N pe O, N, da? Da, O, N perpendiculară pe O, N. E, atunci în O, în O, pe semidreapta, pe semidreapta O, M, pe asta, pe dreapta asta, ducem o perpendiculară în O. Deci, o perpendiculară în O. Așa trebuie văzut. Nu în M. Pe O, M, da? Da, pe O, M. Adică, unde să avem 90 de grade? Aici să avem 90 de grade, da? Deci, în O, se duce o perpendiculară pe
OM și avem o N, da? Da. Și o N, semidreapta o N, bisectoarea unghiului COD. O N asta lui COD. Adică asta este un unghi și mai mă duc încă o dată încât asta, o N asta să devină bisectoare. Da? Uitați-vă. Deci o N să devină bisectoarea unghiului COD. Știi, da. Gemnul care l-am făcut anterior? Ce am făcut? Nu, da. Da. Deci, nu și două de aici. Deci asta e cu totul altceva, acum când am citit cu atenție. Așa. Reluăm. Am zis tot, dar puțin să vă zic tot. Și arătați că. Mai zic o dată, dacă vreți. Da. Vreau să mai spui o dată. Fie punctele A, O, A, B, C și D. O, A, B, C, C și D. În același semiplan. În același semiplan. Semidreapta O, A. Da. Și O-A. Punctul C. O, A și punctul C. Astfel încât O, A perpendiculară pe O, C. Bun. B aparține interiorul triunghiului A, O, C. A, O, C, da, B, O. O, M, semidreapta O, M, bisectoarea unghiului A, O, B. Deci, O, M, O, M. Bisectoarea lui A, O, B. Bisectoarea lui A, O, B. E bine, da? Adică unghiul 1 și unghiul 2 aici. Da. Semidreapta O, M, perpendiculară pe semidreapta O, N. O, M pe O, N. Da. Iată, asta e unghi de 9 de grade, ca să zic. Înțelegem. Și semidreapta OM, bisectoarea unghiului COD. Iar OM asta e bisectoarea lui COD. Adică am mai dus o semidreaptă în partea asta, încât unghiul de aici, 1 cu 2. Da? Sau 3 cu 4, hai să zic aici. Că tot în locul sunt unghiul 3 și unghiul 4 să fie congruente, încât o N să fie bisectoare pentru COD. Da. Am înțeles. Să demonstrăm că AOB, congruent cu COD, să arătăm că A, O, B, B unghiul ăsta, nu? A, O, B, unghiul ăsta, tot. Da, congruent cu unghiul COD. COD, cu ăsta. Domnul profesor, stregem da. Linia de lângă C și că O, B, perpendicular linia de lângă C. Linia de lângă C? Da, da. Care? Era dreapta. Nu, cealaltă. Asta? Da. Asta era D-ul înainte, da? Sigur că da. Și asta trebuie știați. S-a mai descongestionat, că rămăsese partea din problema anterioară și cu asta de aici. Deci, să arătăm că unghiul ăsta de aici, cum l-am arătat, și cu ăsta, ăsta sunt congruente, da? 43. Și că OB perpendiculară pe OD. Și că OB perpendiculară pe OD. OB pe OD. Da. Da? Așa. Adică ăsta de aici, așa, unghiul ăsta, 90. Să fie de 90 de grade. Dar mai luăm o dată problema ca să înțelegem. Nu ne putem apuca de problemă dacă nu înțelegem. Deci, cu alte cuvinte, într-un unghi drept, AOB, AOC, deci noi o traducem în limbajul nostru acum, se dă un unghi drept, AOC, AOC, un unghi drept, de un punct din interior, se duce semidreapta OB, îi se duce bisectoarea unghiului acesta, a lui AOB, OM. În punctul O se ridică o perpendiculară pe OM. E vorba de ON. Deci se ridică o perpendiculară. Dar această perpendiculară să vrea să fie bisectoarea unghiului COD. Adică, mă duc mai în partea, mai în stânga, cu cât cu altă semn, un alt unghi, congruent cu ăsta. Repet, am să fac figura încă o dată aici, urmărind exact cum am vorbit acum, da? Deci, se dă un unghi. Cum am spus, se dă un unghi drept. Uitați așa, un unghi drept. Unghiul care? O,
A, C, O, A, C. B un punct în interior și ducem pe O, B. Bisectoarea unghiului O, B. Bisectoarea unghiului O, B. E O, M. Așa spune, da? O, M, bisectoarea unghiului A, O, B. În punctul O, pe O, M, ducem o perpendiculară. Deci în punctul O, pe O, M, ducem o perpendiculară. Adică, ce înseamnă asta? Unghiul de aici să fie din ori de grade, pe care îl face O, M, cu O, N. Asta se intitulează O, M, perpendiculară asta. Dar ea trebuie să fie într-o calitate specială. Ea să fie bisectoarea lui C, O, D. Adică mă mai duc în partea asta cu o semidreaptă, notată, semidreapta asta notată O, D, încât unghiul de aici să fie cât unghiul ăsta. Știam că unghiul ăsta e cât ăsta, 1 cu 2. Am avut aici 90 de grade așa, când am zis că se dă unghiul A, O, C de 90 de grade. Am construit unghiul ăsta M, O, N, M, O, N, tot de 90 de grade. Adică așa, văzut. Tot de 90 de grade. Deci ăsta e de 90 de grade și ăsta e tot de 90 de grade până aici. Și mi se cere să arătăm că unghiul ăsta de așa, tot, e cât ăsta de aici, tot. O să șterg partea din partea cealaltă, că parcă mai clar aici cum am procedat, nu? Mai povestim o dată, poate ipoteza asta, că nu putem, repet, să demarăm problema până când nu înțelegem în intimitate. Deci, să dă un unghi drept, ce o, aia de fi pe fază că trebuie să facem problema. Nădejde la voi. C, O, A. Unghiul din 90 de grade. Bisectoarea lui A, O, B, e O, M. Pe O, M, am dus o perpendiculară. Adică unghiul ăsta așa, M, O, N, e din 90 de grade. Dar din cine e compus unghiul M, O, N? E compus din jumătatea ăstuia, că intră de cauza bisectoarei, plus unghiul ăsta așa până aici, și plus ăsta de aici. Deci M, O, N, e compus din unghiul de aici, plus unghiul B, O, C, plus C, O, N. Deci, din asta e compus. Unghiul A, O, B, e de două ori A, O, M, sau de două ori M, O, B. Ele sunt convenite. Da? Unghiul, unghiul ăsta altul, M, deci M, O, N, am vorbit de el, da? Asta e nouă ridicat. Hai să scriem chestia asta. Deci zicem, unghiul, demonstrație, încetă. Unghiul, mai întâi să luăm de la început așa. A, O, C. Măsura lui A, O, C. Câte grade are A, O, C? 90 de grade. Egal cu 90 de grade. Dar A, O, C se compune din A din B, O, C plus de două ori M, O, B. Da? Deci zicem
AOC, unghiul AOC este egal cu, sau măsura lui AOC, AOC, egal cu măsura lui BOC, adică ăstuia, plus ăstuia de aici. Măsura lui BOC. Avem o oră, domnul profesor. Da, să oprim.